Un mesaj subliminal este un stimul vizual sau auditiv pe care nu-l observăm conștient, dar care este perceput de mintea noastră subconștientă. Experimentele științifice au arătat că astfel de stimul chiar ne pot afecta comportamentul, dar doar într-o măsură foarte mică, doar în condiții stricte de control științific și doar pentru anumite acțiuni pe care eram oricum predispuși să le facem, adică nu funcționează foarte bine. Cu toate astea, ideea de mesaje subliminale a produs o grămadă de isterie de-a lungul timpului. Multiple trupe rock au fost date în judecată sub acuzația că melodiile lor conțineau mesaje subliminale care au împins pe unii să facă crime sau să se sinucidă, iar în marketing diverse companii au încercat strategii subliminale mai în glumă sau mai în serios, iar în continuare vom vedea 18 dintre ele. Numărul 1. Toată nebunia cu mesajele subliminale în reclame a început prin anii 50 cu un nene numit James Vickery, care avea o agenție de publicitate. Acesta afirma că a descoperit o metodă nouă și inedită de a face reclamă în cinematografe. El zicea că incluzând în filme cadre foarte scurte, o fracțiune de secundă, cu mesaje de genul cumpără popcorn sau cumpără Coca-Cola, a reușit să mărească vânzarea acestor produse cu peste 50% în cinematografe și că a făcut și un studiu despre asta. Când această informație a apărut într-o carte, ideea de mesaje subliminale a intrat în contact cu publicul larg și de acolo a început toată isteria și speculațiile. Totuși, culmea era faptul că James Vickery ăsta pur și simplu a mințit. La o analiză mai atentă, acesta nu a fost în stare să reproducă experimentul, iar mai târziu a recunoscut că a mințit și pur și simplu a inventat toată povestea. Nu a existat niciun studiu, nici măcar nu au existat mesajele scurte. Deși totul a fost o minciună, acesta este evenimentul care a lansat întreg fenomenul, așa că am zis că merită menționat, mai ales că James Vickery a inventat toată povestea ca să-și atragă clienți noi. Deci, într-un fel, a fost o reclamă, oarecum. 2. Prima oară când s-a întâmplat pe bune ceva de genul ăsta a fost în 1973 într-o reclamă la un joc de familie numit Husker Du. Husker Du înseamnă ții minte și e un joc din ăla în care trebuie să ții minte și să împerechezi simbolurile. Iar când a fost lansat în America, au făcut o reclamă tradițională cu o familie care se juca, dar în cadrul ei, între scene, au inclus 4 cadre foarte scurte cu mesajul Get It, adică ia-l. Prea scurt ca să-l citești, dar suficient cât să fie perceput de subconștientul tău, în teorie. Totuși, se pare că nu au fost atât de subtili, pentru că mulți telespectatori au observat și au făcut reclamație. Reclama reclamată a fost interzisă, ceea ce a dus la interzicerea reclamelor cu mesaje subliminal în general în toată țara și pe urmă în multe alte țări. Așadar, prima tentativă de mesaj subliminal, concretă și documentată, nu a fost pentru vreo dubioșenie misterioasă, ci pentru un joc de copii. 3. Mai târziu, mesajele subliminale au devenit mai sublime, mai rafinate, cum e cazul în săgeata din logo-ul FedEx, care sugerează mișcare, sau săgeata din logo-ul Amazon, care indică că magazinul lor are totul de la A la Z. Unii spun că Disney au încercat și ei o manipulare subtilă pentru filmul Pirații din Caraibe. Aici s-au folosit de tradiționalul cap cu oase al piraților ca să ne aducă aminte de Mickey Mouse, pentru că pirații în realitate sunt un subiect destul de macabru, dar filmul trebuia să prindă pe o piață mai largă și la copii, așa că ne-au amintit subliminal de șoricelul lor prietenos. Similar e și logo-ul lanțului de restaurante fast food Wendy's, care pare să fie doar o fetiță roșcată, dar dacă te uiți mai atent, vezi că include și cuvântul mom, adică mama, în teorie ca să te facă să te simți îngrijit și hrănit ca la mama acasă. Adică nimic nu e mai apropiat de mâncarea mamei decât un lanț de restaurante fast food. Da. Dacă toate astea au un impact sau nu, e greu de zis, dar companiile tot încearcă. Spre exemplu, în această reclamă la KFC, unde la prima vedere nu e nimic special, dacă te uiți de aproape, vezi că salata conține un mic dolăraș, pe care teoretic îl percep doar subconștient și nu sunt sigur ce vrea să sugereze, că meniurile lor sunt ieftine sau să-ți cheltui dolarii la KFC sau să investești în industria salatei sau ceva, nu știu. Dar ca paranteză, KFC sunt foarte creativi în marketing. Pe contul lor de Twitter, ei urmăresc doar 11 persoane, cele 5 foste membre ale trupei Spice Girls și încă 6 bărbați pe care îi cheamă Herb. Asta ca să bată apropo la sloganul lor celebru, unde zic că mâncarea lor conține 11 ingrediente secrete. 11 herbs and spices. Foarte subtil. McDonald's e puțin mai evident de atât. Aceștia au stârnit controverse în 2007, când un episod din emisiunea Iron Chef
conținea ceea ce părea să fie o mică eroare, un hop în transmisie. Dar când un spectator a urmărit cu atenție cadru cu cadru, a observat că pe ecran a apărut de fapt în timpul emisiunii un dita mai logo-ul McDonald's cu I'm loving it cu tot. O reclamă subliminală ca la carte, cât se poate de evidentă, dar McDonald's cât și Iron Chef au afirmat că a fost doar o greșeală întâmplătoare. Na, dacă ziceți voi. Alții sunt mult mai creativi. Spre exemplu, în Formula 1, mașinile sunt pline de publicitate, dar pe la începutul anilor 2000, reclamele la țigări au fost interzise. Marlboro, un sponsor principal, nu era prea încântat de asta, așa că a găsit o modalitate inedită de a evita regula. S-au gândit că oricum mașinile se mișcă foarte repede și nu prea vezi ce scrie pe ele, așa că au creat un tipar, ca un fel de cod de bare, care în mișcare e menit să arate ca logo-ul lor ar fi cunoscut. Chiar dacă nu scrie nicăieri Marlboro, imaginea în mișcare ți-aduce aminte subconștient de un pachet de țigări de la ei. Destul de isteți, dar nu a rezistat mult. Oficialii s-au prins destul de repede și au interzis reclama, iar Marlboro mai târziu a afirmat că designul nu era menit să arate ca un pachet de țigări, ci era doar un tipar întâmplător, pe care ei întâmplător au plătit milioane de dolari să-l pună acolo. Ok, sigur. Dar hai acum să facem o scurtă pauză pentru o reclamă mai puțin subliminală. Mai precis, o reclamă la spectacolul Magie Gen. Magie Gen este un super spectacol comic de magie cu 5 magicieni diferiți. Eu, pe care mă știți, Vlad Grigorescu, pe care probabil îl știți, Magi Tot, câștigătorul premiului de originalitate România au talent, Cristina Strecopetov, cel mai sexy magician, și Cristian Denis, al 14-lea, cel mai sexy magician. Spectacolul merge în turneu prin toată țara, iar până acum s-au anunțat show-uri în Slatina, Râmnicu-Vâlcea, Cluj, Târgu Mureș, Craiova, Tulcea, Media, Ștoplița, București și alte orașe vor fi anunțate în curând. Le puteți afla pe toate accesând link-urile din descriere, de unde puteți cumpăra bilete chiar acum. Așadar, dacă vrei să râzi în hohote, să aplauzi când nu te aștepți, să fii puțin ofensat, dar și extrem de uimit, vino să ne vezi în cel mai tare spectacol de magie. Gen. Ok, hai să revenim acum la programul nostru obișnuit. Știți, se zice că sexul vinde, era și o vorbă, iar acest subiect este adesea folosit în feluri subliminale. Uite aici o revistă care se cheamă SFX, dar adesea F-ul este acoperit ca să pară că scrie altceva, ca să te facă curios să tragi cu ochiul să vezi despre ce e vorba, pentru un prieten. Ceva similar au făcut și Skittles, deși nu văd ce legătură are o bomboană cu... în fine, poate e doar o coincidență. Unii zic că femei subliminale se găsesc și pe automatele Coca-Cola. Uite aici una care stă întinsă pe lateral și aici încă una care nu sunt sigur ce face asta, dar se spune că până și sticla Coca-Cola e făcută special să aibă forma unei femei. Strategii de genul ăsta au aplicat și cei de la berea Heineken, sau cei de la înghețata Magnum, sau ginul Ginley, unde în gheață pare să scrie sex. Iar unii zic că mașinile Dodge, care sunt un simbol macho-masculin, au logo-ul pe care l-au, deoarece aduc aminte de sistemul reproductiv feminin. Ok? Nu știu ce să zic despre asta, dar dacă ai putea într-adevăr controla subliminal oamenii, atunci locul ideal să faci asta ar fi în politică. Și există un caz renumit cu o reclamă politică în timpul campaniei prezidențiale lui George W. Bush. Acesta candida împotriva lui Al Gore și într-o reclamă în care zicea că adversarii lui sunt niște birocrați și că vor încetini progresul și chestii de-astea, când zice cuvântul birocrați, cuvântul apare scris pe ecran printr-o animație care face cuvântul rats, adică șobolani, să fie vizibil pe ecran o fracțiune de secundă chiar lângă numele lui Gore, insinuând foarte subtil că Partidul Liberal e plin de șobolani. Că funcționează sau nu, reclama a fost interzisă, deși campania Bush a afirmat că nu a fost intenționat. Dar nu e prima dată când guvernul american e implicat în de-astea. În timpul celui de-al doilea război mondial, într-un desen animat cu Daffy Duck, acesta întoarce o statuie și pentru o fracțiune de secunde se vede mesajul Buy Bonds, adică cumpără obligațiuni, implantând subtil ideea în capul americanilor că trebuie să cumpere obligațiuni, ceea ce ar aduce bani la stat și ar ajuta mai ales în timp de război. Și probabil cea mai inedită reclamă subliminală făcută de guvern a fost una adresată unui ucigaș în serie, pe care nu puteau să-l prindă. Aceștia au difuzat un reportaj special despre criminal, pe care erau siguri că el o să-l urmărească, și în cadrul acestuia au inclus un cadru scurt cu un mesaj menit să-l facă pe ucigaș să se predea. Mesajul zicea, sună șeful poliției acum, și conținea o pereche de ochelari, deoarece poliția găsise o pereche de ochelari la locul uneia dintre crime. Ok, înțeleg, dar nu puteau să-i deseneze și ei mai frumos.
Oricum, experimentul nu a funcționat și mesajul nu a avut niciun fel de efect. Și este foarte posibil că astfel de strategii subliminale nu funcționează aproape deloc în general, dar oamenii sunt în continuare fascinați de ele. Asta nu înseamnă că nu suntem manipulați. Sunt grupuri peste grupuri care încearcă să ne influențeze, guverne, partide, religii, corporații, iar metodele prin care fac asta sunt mult mai evidente și plictisitoare. Coca-Cola nu are nevoie de mesaje subliminale. Logo-ul lor este cel mai celebru din lume, nu pentru că au femei pe automate, ci pentru că au automate în toată lumea. Și pentru că aproape fiecare magazin conține un frigider Coca-Cola și pentru că logo-ul lor apare într-un milion de alte locuri. Și nu este absolut nimic subtil la asta. Și nici la asta. Nu uita de spectacolul Magie Gen. Poți cumpăra bilete chiar acum accesând linkul din descriere.